Din Costești și Alpeni ne vom cânta Tatiana Borta cu piese de Focul din Vatră și Răsare. Thank you.
stimați participanți ai concursului, nu stimați oaspeți și onorat public. Este semnificativ faptul că acest concurs se desfășoară aici la noi, la Leova, baștina celor doi frați, Ion Alde Teodorovici și Petre Teodorovici. Ei nu mai sunt între noi, dar memoria lor și arta lor va rămâne pe veci în inimile noastre. Eu țin să mulțumesc angajaților Direcției Raionale de Cultură, colegilor lor de la Ozeornăia, Raionul Izmail, Regiunea Odessa, colegilor lor din raioanele Republicii noastre, participanți azi la acest concurs, pentru munca depusă la organizarea și desfășurarea acestui concurs. Stimați concurenți, pentru dumneavoastră o deosebită mulțumire pentru că ați participat. Ne-ați demonstrat talentul și artistismul dumneavoastră. Vă doresc și îndemn și onoratul public să vă dorim sănătate, succese, să deveniți participanți și laureați ai unor concursuri de o talie mai înaltă. Ba chiar și la Eurovision. La mai mult și la mai mare vouă. Oferim cuvântul domnului Vasile Morășan. Eu sunt foarte bucuros, în primul rând, că la baștina marilor doi mari compozitori și patrioți ai neamului este inaugurat Festivalul Regional. Sper și cred că dacă sunt doi vicepreședinți, nu trebuie de la nimeni nicio semnătură ca să fie festival internațional. Vă spun eu că în postura mea de artist al Băbălui. Nu vă trebuie Ministerul Culturii să vă semneze nimic. Este decizia Consiliului Raional, după asta merge procedura mai departe. Și o faceți asta, cred că la ședința asta de acum, să fie festival internațional. Pentru că ești doi mari poeți și compozitori. Aici te neapărat neamul din piesele lor. Și să fie Petre și Ion Alde Teodorovici. Eu cred în asta că o să fie lucrul acesta. Eu n-am să vă laud mult. Sunteți de laudat. Toți. Unul ca unul. Brav, frumos. Ați dat dumneavoastră stăruință, dar nu prea. Ca în verset. Eu cred că dumneavoastră aveți un an de zile până la festivalul celor ca să munciți, să arătați într-adevăr. Piesele astea a lui Ion și a lui Petre sunt foarte grele piese. Ele trebuie lucrate cu pedagogii. Foarte bine, minuțios. Dar e bine. E bine că dumneavoastră salutărie cei de caracter să veniți aici. Să vă arătați publicului și să vă încercați dumneavoastră ce puteți dumneavoastră să faceți. Să dați într-o parte frica. Piesa asta nu se cântă cu frete. Piesele lui Ion Alde Teodorovici și Petre Teodorovici se cântă cu mândrie și cu tremurici. Tremurici aici să fie. Fiindcă în cuvintele astea a poeților noștri e pus un fundament extraordinar a neamului. Nu mai trebuie de înțeles. Eu felicit domnul Mihai. Într-adevăr, ați depus o muncă extraordinară. Împreună cu colectivul, că unul singur nu ești nimic. Dacă ai un colectiv bun care te
te susține, atunci merge lucrul. Vă promit, așa cum am făcut și acum, contribuția mea pe viitorul festival să fie, și vă spun precis, că să fie semnificativă. Eu am să fac asta. Conducerii regionului îi mulțumesc pentru susținere. Și tuturor celor, aș dori de data viitoare în sala asta să fie plină sala. Să nu se aștepte să grăbească cineva. Un festival se face de dimineață până seara târziu. Și așa cu liniște, nu se fugăresc unul pe altul. Ca să fie sala plină. La mai mult și la mai mare. Cuvântul se oferă domnului Aureliu Perdeleanu. Dragi colegi, stimați oaspeți, dragi concurenți, astăzi ați participat la un festival care, deși se organizează la 2 ani, are aceeași anvergură. Exact acum 2 ani, în municipiul Buzău, în România, organizam și eu un asemenea festival dedicat Doinei și lui Ion Valdea Teodorovici. Astăzi, dacă acolo au participat 24 de concurenți, aici ați fost 16. 16 flori care ați așteptat să fiți culese de pe un câmp de către colegii mei, cei din juriu, și ați demonstrat că puteți. Și vă spun cu toată sinceritatea și colegilor mei și celor din sală că am regăsit în voi o Mihaela Runceanu, un Ion Surucianu. Am găsit în voi mari valori ale muzicii basarabene și, în general, românești. Voi sunteți acele flori, ca să vă zic că sunteți flori în continuare, care dăinuiți pe viitor. Voi trebuie să prosperați prin exercițiul vostru, fiindcă muzica nu este ușoară. Eu nu am făcut școală muzicală, am făcut colegiul pedagogic, dar știu ce înseamnă muzică, că am făcut muzică la greu. Și să știți că dacă ați pornit pe acest drum, trebuie să pășiți așa, pas cu pas. Fiindcă muzica nu se învață într-o zi. Și să nu credeți voi că mâine, azi mă bag la somn și mâine mă trezesc muzician. Nu este așa. Trebuie să munciți. Prin muncă o să dobândiți mult. Și participarea la festival a demonstrat acest lucru. Fiindcă unii aveți exercițiu muzical intens, alții sunteți la început de drum. Însă, vă spun, prin muncă o să ajungeți exact în vârf. Succes și la mai mult și la mai mare! Oferim cuvânt domnului Adrian Teodorovici, fratele compozitorilor. Dragii mei, am mai petrecut un festival, al nouălea. Mi-aduc aminte cum greu l-am început noi în Lioba. Era două mai multe perieri, că să facem al lui Ion și Doina, dar cu șefii de la Direcția de Cultură împreună au hotărât ca să fie Ion și Doina, festivalul în numele lor. Și cred că au fost drept și azi am simțit susținerea la mai mulți și în deosebi al domnul Vasile Rumașanu, care ne-a prezentat. N-am mai avut așa un oaspete generos cum e dumnealui s-a prezentat. Am avut mare plăcere de desul. Festivalul, vreau să vă spun că între aceste nouă promoții care au fost, se observă cum crește. Participanții au venit mai pregătiți decât au fost anserți. Unii dintre înșine au fost și anserți și acum au venit și sunt mai pregătiți. Asta că toți participanții au prezentat, s-a menționat aici, că a fost un nivel artistic mai bine pregătit, evoluare mai profesionistă. După cum a menționat și domnul Moroșanu, artist al poporului din Moldova, un coleg de-al nostru,
Și ideea de a transforma acest festival într-un festival internațional este bună și cred că dumneavoastră o să ne susțineți dacă vă face un demers către conducerea Europa ca acest festival să fie numit Festival Internațional al Compozitorilor în memoria compozitorului păștinaș Petre Teodorovici și Ion Aldea Teodorovici. Cu diploma de onoare și mențiune se menționează Bortă Tatiana Ielodin. Cu diploma de onoare se menționează și am ajuns și la locurile premiante care au fost mari dezbateri, dar din păcate decizia jurului este totală. Se mânează pentru locul 3, se discernează locul 3, Caragea Margareta și un premiu Bănescu. Cu diploma de onoare, pentru plasarea pe locul 3, se discernează Lazarev Alexandru și un premiu Bănescu. Se decernează cu diplomă pentru plasarea pe locul 2, Cibotaru Irina. De asemenea, pentru locul 2 se decernează Ion. Zavăș Ion. Pozornă, Irina. Pentru locul întâi se decernează domnișoarei Malanca Evelina și un premiu pentru